primul rând, îmi cer îngăduința dumneavoastră să felicităm din toată inima inițiativa organizatorilor, a doamnei Lupu, care s-a gândit să mai adună niște suflete de români și să ne amintească că pe acest pământ există români, au fost, există și vor trebui să fie mai departe. Ridic această problemă ca importanță datorită faptului că în ultimele zile nori negri asupra unei părți din Transilvania au început să se adune și să fie din ce în ce mai periculoși. Sunt zone, localități, chiar județe în care steagul tricolor românesc nu mai are ce căuta, în care bornele de pe șosele, care de când e lumea și pământul erau albe cu notația kilometrajului, acum au devenit roșii, albi și verzi. Noi românii trebuie să știm că suntem aici de mii de ani și prin toate ce le facem, toate ce le-am făcut, să amintească tuturor celor din jur, să ne amintească nouă în primul rând și urmașilor noștri că România nu va pieri niciodată. Portul popular românesc, autentic și frumos și lăudat în toată lumea, este o recapitulare a întregii mitologii, a tuturor tradițiilor, și aș putea spune a întregii istorii desfășurate în lungul timpului, arătând că aici a existat, există și va fi un popor. În timpul dacilor, portul popular a fost cu totul diferit. Pe placardele de la columna lui Traian de Roma, la mausoleul de la Adam Crisi, construit de însăși, la porunca însăși împăratului Traian în anul 109, sunt prezentați români și românce în straie simple, din lână sau din cânepă, dar fără nicio ornamentație. Erau simpli și cu croiala de asemenea simplă. În secolele 15-18, portul popular românesc a avut influențe semnificative în ceea ce privește prezentarea de către civilizația turcească și grecească, în care portul rămânea tot simplu, fără multe ornamentații, decât anumite fire din aur, în perioada aceea, din aur, care schimbau puțin decor. Abia la sfârșitul secolului XVIII și până în prezent a început și s-a desfășurat frumoasa detaliere a costumului popular românesc, caracteristic pe diferite zone, deci cu personalitate, v-aș putea spune, care au marcat existența unui port maramureșan, urădean, sebeșan, someșan, muscelean, bănățean, dobrogean, bucovinean, moldovean și oltean. Deci toate acestea sunt personalități importante pe care le-a imprimat pe pânză cine? Femeia satului românesc. E o mândrie pentru mine și pentru noi toți să ne amintim de măiestria și ingeniozitatea femeii românești care a știut să simbolizeze în forme cât se poate de frumos stilizate tot ce a văzut în mediul înconjurător. Cu acul a înlocuit penelul, cu ața colorată a înlocuit acuarela și iată cum femeia satului românesc a realizat cele mai frumoase picturi, ia uitați-vă aici, picturi pe pânză,
care dă nu e de secole. Care a fost motivația? Broderiile și cusăturile pe Ie, pe Fote, pe Bru, pe Catrințe și în toate uneltele de purtat, fie că erau în broderie spartă sau broderie în relief, aveau motivații inspirate din natura înconjurătoare. În mod deosebit, motive florale. Vedem pe Ie, pe mai ales pe mânici, flori de trandafir, flori de garofise, crăise, albăstrițe, macroșu, frunze de viță sau alte frunze. Nu mai vorbim spice de grâu, ghirlande. Totul înconjurat pe unele locuri cu steluțe strălucitoare, cu cruciulițe, care ne îndeamnă să gândim că aveau și acestea un rost. Care a fost rostul? În primul rând trebuie să știm că acest costum românesc a fost un scut de apărare a organismului, a propriului țăran, de tot ce este rău înconjurător. Un scut împotriva duhurilor rele, un scut împotriva dușmanilor. Când plecau să-și apere glia în fața cotropitorilor veniți din nord, sud, est, vest, peste tot au venit. Țăranul român era îmbrăcat în cămeșă, surtuc, ceva pe cap simplu și opinci. Nu avea zare de fier, nu avea caschetă de argint, nu avea ciubotii până deasupra genunchilor. Dar portul popular românesc l-a apărat și el era doar cu coasa și cu toporul în mână, nu cu arme sofisticate. Spun că a fost apărat de port în general, a fost apărat de acele broderii care erau cusute pe Ie și pe celelalte zone, pe Bundițe, pe Brâu și așa mai departe. Era apărat de stelele care erau puse și de cruciulițe. Asta a fost o putere a poporului român și țăranul se simțea tare atunci când era îmbrăcat în portul său popular. Când a trecut la hainele nemțești, a mai slăbit puțin din energie. Cu mare mândrie și astăzi, deși ni s-a vorbit că se găsesc numai în custodia unor instituții, vreau să vă spun că și astăzi țăranul român poartă portul popular tradițional de foarte multe ori în cursul anului. La Paști, la sărbători, la horele din sat, la întâlnirea anuală a fiilor satului, toți trebuiau să fie îmbrăcați și trebuie să fie îmbrăcați în costum popular. Chiar și domnii care vin de la oraș. Nu mai vorbim că în fiecare duminică femeile de la sat își îmbracă portul popular ca să meargă la biserică. Ce este important aici? Vedem că și de dincolo de hotare, cât mai departe, sunt designeri străini, chiar americani veniți, care vin și se inspiră din frumusețea portului românesc, le etalează în diferite forme și au succese deosebite în rândul amatorilor de tradiții populare din alte timpuri. Indiferent din ce țară, portul popular este la înălțime. Eu vă mulțumesc dumneavoastră și vă rugăm să rămânem români la înălțime. Care e ceaiul pe care îl consumați de vă menține în formă? Atât timp cât ai în curte, în grădină, ai salvie, nu ai dreptul să mori. Și era surpriză mare atunci când Gheorghios, dintr-un loc, dintr-o localitate grecească, a murit. Cum e posibil să moară Gheorghios că nu știi că are salvie în grădină?
Deci așa de cunoscută era această plantă și considerată ca panacea universală. Cât privește tincturile pe care le-am prepecat, în fiecare zi iau tinctura din arborele vieții, de care a povestit și doamna președintă, și anume Ginkgo biloba. Este cea care îi dă viață, cea care îi dă tinerețe și limpezirea creierului. Pentru celelalte afecțiuni, în general, aproximativ, aș putea spune că avem vreo 200 de boli și vreo 1000 de preparate. Ele sunt diferențiate în funcție de scopul de tratamentul medic. În cazul când vă interesează, ne adresăm dumneavoastră ca să veniți să știți despre ce este vorba, adică care sunt afecțiunea pentru care se începe luptă împreună. Cel mai mult în ultimele luni de zile, îmi dau tot interesul pentru marea calamitate care apare asupra sănătății poporului, poate mai mult în Moldova, nu știu dacă și în celelalte zone, și anume cancerul. Am diversificat până acum 6 tipuri de tratamente pentru fiecare tip de afecțiune maladivă, în așa fel cât să mărim eficiența. Aveam inițial un singur preparat, adică un amestec format din 20 de plante, iar acum diferențiem în funcție de localizare, cancer hepatic, scolon rectal, pulmonar și așa mai departe. Vă mulțumesc și studiați și. Toată lumea mă întreabă ce face un rapsod popular. Dragii mei, ce au făcut ceilalți, nu știu, vă spun ce fac eu. Altădată, statul românesc era deranjat, numai de talanca oilor de la stână, de buciumul, de chioietul flăcărilor și a fetelor de la Hora din sat când se întorceau spre casă, dar astăzi toată lumea sărbătorește ziua comunelor toate. Eu ce fac? Unii întâlnesc un bătrânel, o bătrânică, unii întâlnesc oameni de folcloră, îi trag de limbă să văd cum era pe timpuri și încep așa să colec doinele și baladele și toate melodiile vechi de pe frontul. Apoi caut un pământ bun, dar astăzi l-am găsit aici în inimile dumneavoastră, pe care îl mut cu lacrimele măicuțelor străbune și am să vi-l cânt dumneavoastră. Păi începe, cântă cu cubatăl vina. Sau să cântăm împreună, mă rog.
Andrei, te rog să te urci pe scenă. Noi ne sărbătorim astăzi costumul național. Și invităm pe cineva care să povestească și să povestiți împreună despre costumul de pe tine, dar și despre exemplarele pe care le-am noi expus în expoziție. Deci, doamna Eva Giosanu, muzeograf la Muzeul Etnografic al Moldovei. Iar ferice și spătuitorule! Da, este o obligație pentru mine să promovez costumul popular. Sunt expert în costum popular pe Moldova. Și am obligația să dau repere corecte. De aceea să nu vă supărați dacă acolo undeva sunteți în culpă. Noi spunem lucrurile corecte și pe viitor vom face mai bine, da? Doamna Rodica Grosu are într-adevăr un costum bun pentru că cămașa i-a fost cusută de niște meșterițe din Botoșani, meșter popular, care au îmbrăcat-o pentru că le-a plăcut atât de mult cum a cântat doamna, încât a spus, noi vă oferim o cămașă cu tot cu poale. Dar situația fericită este că zona Botoșani reprezentată merge și cu zona de Baștina a doamnei și ca atare cămașa este corect aleasă. Este, de ce îmi place cum se îmbracă doamna? Pentru că poartă corect costumul. Vedem la nume mari din folclor cam câte o jumătate de metru de poală sub catrință, ceea ce nu este corect. Maxim 4 degete, da? Deci maxim 4 degete la o poală lată care se vedea. Și pentru că am vorbit de poale, să amintim, avem și o să degustăm plăcinte cu poale în brâu. Noi spunem plăcinte poale în brâu. De fapt, denumirea este plăcintele cu poale în brâu. Și de ce? Pentru că nu o să nu considerați urât gestul, dar o să rog pe doamna să-și pună culpanele catriței în brâu, așa cum și le puneau femeile atunci când lucrau sau când mergeau la drum, în zona de munte se poartă catrința, toată zona de munte. Dar când te grăbești, când ai ceva de lucru de făcut, atunci femeile se suflicau. Nu și le prindeau cu agrafe, deci, ci pur și simplu își luau poalele catrințe și le prindeau în brâu. În brâu, doamna. Și cealaltă. Și avem o jumătate de plăcintă, da? Deci asta este originea plăcintei. Ei, acum femeia noastră este gata de muncă sau avea de urcat un deal sau era la fân. Dar ce trebuie să spunem? Doamna este îmbrăcată în costum de sărbătoare. Costumul de sărbătoare întotdeauna a fost și ornamentat. Costumul de lucru a fost simplu. Catrința de lucru a fost simplu, o bucată de țesătură dreaptă, din lână, fără ornament. Cămașa de lucru era de asemenea simplă. De ce era ornamentat costumul de sărbătoare? Costumul are trei mari funcțiuni. În primul rând, te îmbracă. Deci este funcțional, da? Că nu putem ieși dezbrăcați în fața lumii. Și ne protejează și de frig. Un al doilea rol este cel de comunicare. Fiecare sat, în vechime, avea matricea lui stilistic. Adică, betele la catrință erau într-un fel. Culorile pe care le foloseau, dacă vă duceți într-un sat din zona Bacăului, unde sunt ceabei, o să vedeți mov la cămașă și la catrință. O să vedeți bete înguste. Dacă vă duceți spre Miroslovești, o să vedeți verde și cu galben. Vă duceți în Suceava, vedeți culorile combinații sobre. Tonuri sobre, negru, verde, maro. Deci fiecare comunitate avea un anumit tip de un repertoriu cromatic. Un repertoriu de motive și un mod de a amplasa decorul. De ce era important lucrul ăsta? Pentru că se întâlneau, de exemplu, la târgul din Rădăuț, la târgul din Belceș, la târgul din Târgul Frumos, la Târgul Frumos, veneau comune sătete pe 20 de kilometri roată împrejur, plin de sate.
Dar ei trebuie să spun, știți, fac cunoștință, eu sunt din Cogeasca, eu sunt din Cutărescu. Nu! Îl vedeai pe om îmbrăcat și spuneai, uite ăla e din Belcești, uite ăla e din Cetenița sau din Cotnari. Cine ne spunea lucrul ăsta? Costumul. Și ce mai spunea costumul? Era câte o tinerică, frumoasă foc, îmbrăcată în costum popular, băieții, bărbații s-ar fi uitat după ea. Dar dacă erau mai atenți, ziceau pas. De ce? Tinerica noastră era o tinerică nevestită de 16 ani. Dacă avea fes sub broboadă, sub maramă, sub ștergar, ce purta, știa cu siguranță că este căsătorită și, deci, avea interzis la ea. Ce mai spunea costumul? Era orânsat, erau fete, buluc. Una mai frumoasă ca alta. Dar băieții trebuiau să se uite doar după cele care aveau podoabe la gât, care aveau gherdan sau zgardă sau zale. Cea care nu purta podoabe la gât, mărgele, nu era scoasă la joc. Mama ei nu-i permitea să fie pețită. Ca atare, băieții doar se uitau și așteptau până când mama decidea că fata ei, da, poate fi jucată, poate fi pețită, deci poate fi scoasă la joc. Ce mai spunea costumul? Femeile își purtau catrință în zona de munte. Ea era făcută de păr, de păr, de lână, păr în păr. Era foarte rezistent. O ținea o viață și o mai și purta după aceea ca și catrință de lucru. Dar timpul trece. Femeia îmbătrânește. Uneori, o femeie era bătrână la 36 de ani. De ce era bătrână? Dacă aveai fată de măritat, nu conta vârsta. Aveai 30 de ani și fata ta de 16 ani era pețită, erai deja intrai în categoria femeilor trecute. Puteai să fii la anul soacră. Deci nu mai erai tânără. Și atunci ce făceai? Înturnai catrința și o purtai, dacă până atunci ai purtat bata roșie de la catrință în jos, să vadă lumea că ești fată, femeie tânără, fertilă, acum o întorci cu bata mai închisă, cu cea crena, un buton mai închis de roșu, de crena, pentru că lumea să vadă că ți-ai asumat rolul de femeie mai trecută. O femeie cu responsabilități, o femeie pregătită să fie soacră, da? Și îndrumătoarea unei noi familii. Și, de exemplu, în comunitate, în zona Bucovinei, erau văduve tinere. Cum comunicau ele că sunt disponibile să se căsătorească? Și mai mult, că sunt și în stare să facă copii. Își făceau bete verzi la catrință. Și bărbații știau că femeia aceea, văduvioara, poate să-i ridice și o odrasă. Deci, iată, sistem de comunicare. Ce mai comunicau? Starea socială. O fată dintr-o familie bogată avea mai multe cămăși și foarte ornamentate. Nu întotdeauna era foarte harnică, dar putea mama să plătească pe cea mai harnică fată din sat să-i coasă cămașa. Și asta se comunica. Deci comunica stare socială, stare civilă și nivel economic. Toate astea le spunea costumul. De asta spunem că are și o funcție. Domnul profesor vorbea despre rolul apotropaiei ca al plantelor și al decorului reprezentat pe cămașă. Este foarte corect. Cu precizarea că crucea, într-adevăr, era brodată pe acoperitoarea capului sau pe cămașă, niciodată mai jos de brâu. În mod foarte frumos, creștinii românii au trăit dogma corect, dar în felul lor. Deci ei au respectat lucrul ăsta. N-au păgărit niciodată crucea. Niciodată n-au făcut-o. Noi o vedem pe covoare vechi. Dar acele covoare cu cruci pe care noi le punem pe jos, erau făcute să stea doar pe perete. Deci crucea nu se pângărea. Nu făceam pe poală, nu făceam pe catrință, ci doar pe cămașă și de la prâu în sus. O singură, ca să nu fiu foarte lungă, după aceea mă dați afară și nu mă mai primiți. Zona Iași. Suntem în zona Iași.
zona este o zonă de fustă. Toată lumea poate Catrința pentru că este port de Moldova. Într-adevăr, Catrința este port de Moldova, dar toată zona de munte. Ea Sâmfășoara este, era și funcțională și dansul din zona de munte ne spune, dansul potolit, bătuta, dansul pe loc, ne spune că este un astfel de veșmânt. Deci toate zonele de munte și sub Carpații au o Catrință. În schimb, din sudul Botoșanului, Iași, Vaslui, Galați, este fusta. Și știți ce fustă era la Iași? Minunată! Intrau 2 metri de mâncat pe sud și aveau vârste jos din benzi din catifea și spuneau femeile când ne înverteam la horă, băieții trebuiau să fie atenți că îi dădeam jos cu fustele. Doamnele au un tip de fustă. Nu este cel vechi, dar este fustă. Le felicităm pentru asta și le felicităm pe toate doamnele care poartă ie, cămașă populară și măcar le rugăm să coase câte, pentru nepoțele, pentru fetițe, câte o cămașă, așa cum au cusut-o. Un singur lucru, la munte, mergând la neamț, am luat la ocazie o babă. Să nu vă supărați. Eu mă numesc babă cu dumneavoastră, nu vă supărați. Babă nu-i urât, e un cuvânt așa frumos și românesc. Cine spune, spunea, cine mai spunea doamnă? Nu. Așa e numele nostru. Iau și eu mă intru în categoria dumneavoastră. Am luat-o pe femeie deosebită, atât de frumoasă și am vorbit tot drumul până la Petruvod. Dar ea era, îi zic, mătușă, știi de ce te-am luat? Că ești îmbrăcată în Catrință. Dar eu n-am lăsat-o niciodată. Și ea fusese crâșmăriță. Ea fusese fruntea satului. Și zice, dar știi, mă, tale ceva? Eu am cămașa pe care mama a cusut-o când era gravidă cu mine. Și când mi-e dor de mama, o scos din ladă și mă uit la ea și trece. Asta e rolul, ăsta e principalul rol al cămașii. De asta noi, nu că avem obligația să o purtăm, avem obligația să ne îmbrăcăm nepoții. Vă mulțumesc!
spus mai multe doamna și m-am regăsit în cuvintele dumneiei. Da, eu observ că aveți o costumă de babă. Da? Deci acum am spus, suntem taxatori. Da, bun. Deși, dacă ne uităm la toată, fața ar trebui să fie un roșu, roșu, catrința aceea, da? Deci are o catrință de babă și o față de fată. Bună ziua, vă spun și eu și bun găsit. Sunt de pe plaiuri prahovene, mai exact din Ploiești. Mă bucur nespus de mult pentru invitație și vă mulțumesc atât dumneavoastră, doamna Lucu, cât și colegii mele. Eu am avut aseară deosebită onoare și plăcere, am fost invitat să cânt aici, în județul Iași, mai exact în Ciortești. Și nu am știut că vin astăzi la dumneavoastră să vin cu un costum pur muntenesc de al meu, dar acest costum este un costum de sărbătoare pe care îl îmbrac la anumite evenimente. Tot muntenesc, dar nu din zona mea de unde vin, mai exact de pe Valea de Leajului. Și dați-mi voie să vă interpretez un cântec, unul din cântecele mele muntenești, pentru toate mamele care se află în această minunată zi. Mamă,
Și acum o surpriză pentru dumneavoastră. Din comuna Costuleni, satul Costuleni, doamna profesoară Hilițeanu Valeria, doamna Hilițeanu Valeria, cu un costum popular cu totul și cu totul special, și o să rog pe doamna profesor Eva Giosanu să ne vorbească despre acest costum. Da, ne-am întâlnit acum și am fost dacă ne cunoaștem și de unde ne cunoaștem. Am făcut teren. Eu am bătut multe sate din Moldova, foarte multe, și cunosc mulți oameni. Am fost în casa doamnei și atunci mi-a povestit că ea a îmbrăcat-o pe Matilda Pascal cu jocărița. Matilda își căuta un costum de scenă, de spectacol, pentru că trebuia să aibă un costum de zonă, un costum cu fustă, reprezentativ pentru zona pe care o cântă. Și atunci tot a căutat și nu știa unde să găsească. Știa doar că se poartă fustă, fustă de măcat, țesută. Și uitați-vă, o fustă de măcat. Doamna ne-a arătat și material. Atunci zice, dar știți că eu am îmbrăcat-o pe Matilda? Ei, lasă! Și o cămașă din bumbac, care are vergi sau dungi din bumbac gros, bumbac sacâz. Deci astea alt pe alt. Doamna este corect îmbrăcată pentru vârsta dumneiei, pentru că fustele se făceau și roșii. Dar doamna are o fustă în ton cu vârsta, frumoasă, așa, și este o fustă în cadrine alb cu negru și o cămașă foarte simplă, neagră, o cămașă care nu este ei, este o cămașă cu platcă, cu gura pătrată, o cămașă pe baba, așa se zice. Eu folosesc termenul pentru că eu l-am învățat la dumnealor, la început pe teren mă jenam să-l spun. Și zic, doamne, da, asta este. Ăsta este termenul. Dar eu vă spun că este o cămașă bătrânească, un croi frumos și doamna este așa. Și ce mai poartă? Doamna poartă o cârpă de cap. Deci vara se îmbrăcau, se purtau pe cap o cârpă sau o basma colțară în unele zone cu dantelă pe margine. O felicităm pentru purtarea portului. Iar de la Ciurbești, un meșter popular pe care noi îl cunoaștem de multă vreme, este meșter pe care participă la târgurile Muzeului Etnografic al Moldovei, Doamna nu are un costum de zonă, este costumul pe care l-a făcut cadou prietena ei de la Mănăstirea Humor, doamna Hoșvătă, o altă meșteriță, și ele poartă așa una în amintirea alteia cât un costum. Dar de ce a venit doamna? Să o lăsăm să ne spună, pentru că ne-a pregătit ceva pentru astăzi. Violeta Butnaru, Ciurbești Miroslava. Alături avem alte reprezentante al Ciurbeștiului. Așa cum s-au prezentat melodiile populare, dansurile populare românești, noi avem și culinare, produsele noastre culinare moldovenești. Plăcetele poale în brâu, care deja sunt acolo și le oferim cu drag spre final. Ce aș putea să vă spun? Prezentăm, avem o vârstă. E datoria noastră de a prezenta, de a continua, preda tinerilor continuitatea alimentelor noastre tradiționale, care putem să le facem foarte bine și întotdeauna l-am făcut, cu fructele noastre din pădure, din livezele noastre, cu pâinea noastră, cea de toate zilele, nu? Foarte bună. Și alături de tot ce cei de la țară cresc pe lângă casă. Și așa mă prezint, cel de sus mi-a dat darul ăsta. Mulțumesc foarte mult! Sigur să vă Dar înainte de a pleca, doamna profesor Hilițeanu, aș vrea să ne spună vechimea costumului. Profit de această ocazie oferită de organizatori și poate am niște emoții, mi le înțelegeți. O să scap, eu știu, niște cuvinte poate repezite, că așa e moldoveanu, vorbește rar, dar mai scapă și cuvinte mai iuți, ca să spun așa.
Costumul care îl vedeți este un costum de femeie de vârsta a treia. De vârsta a treia. Așa. Și eu îl moștenesc. Bluza aceasta, care e cu sacâz făcut de ridurile acestea, desenele acestea, în cinciții. Vechimea. Vechimea are peste 150 de ani. De ce? Străbunica. Din calculul acesta. Și am mai umplat un pic la dantel, că era puțin desfăcut, am mai reparat-o, dar acolo n-am făcut absolut nimic. Pe zona noastră, ca să poată da lărgimii bluzii, să pune pui. Așa, la supra, să dea lărgimii, da. Noi vă mulțumim foarte mult. Vreau să vă spun că a primit invitația cu mare bucurie și a căutat costumul Lada și l-a dat la recondiționat cu câteva zile înainte de a ajunge la întâlnirea noastră. Vă mulțumim, doamnă profesor! Și la fumat, și la fichii, cu timp de pe care mine, cu timp de pasă, cu timp de pasă, și la fumat.
S-a tot vorbit de costume. Ținuta mea, deci cămașa este din zona de Leni Hârlău, deci de Leni de Iași. Cămașa a purtat-o socrul meu acum vreo 60 ceva de ani, când era holtei. Mai am două modele de cămașă acasă. După cum se vede, florile de pe ea se găsesc și pe Brâu. S-au făcut și lăicele. Pânza este țesută la Război și a rezistat până acum. Le-am coborât din pod, le-am aranjat și făcându-mă, devenind un interpret, lucrez la un album, nu știu, în vreun an de zile, sper să-i dau urmă, pe piață, adică în sufletele celor care mă ascultă. Și o să interpretez o piesă de peste Prut, de-al întregitului nostru interpret, Ion Palade, se numește Doru Basarabiei. Și țin să salut pe domnul primar de la Comuna Moșna, pentru că în 2011 am cântat pe scena Comunei Moșna. Doamna Magdalena ne-a făcut o surpriză și mie și dumnealui, pentru că ne-am regăsit la acest centru frumos. Mulțumesc frumos! Please.
surpriza să vedem o ie de Vorangic. Vorangicul s-a lucrat în Moldova. Începând de secolul XIX, femeile au primit sămânță de lemn de mătase. Atunci au apărut și plantațiile de dud și au crescut viermii, au tras firul și și-au făcut cămăși, ștergare, chiar costume, costumul de mire din zona, de exemplu, al Târlău, costum de mire. Pe sub Vorangic aveau și un rând de bumbac ca să nu se vadă că erau transparente, da? Ei, ce trebuie să spun că aici vorbim de deniere, aceea mi-a explicat un inginer textilist, grosimea, un fir este sub un fir. Dar cât, în funcție de câte fire trag pe Vorangic, iese și firul, da, de Vorangic. Dar dacă îl opăresc, Vorangicul iese aspru, cum este cel din cămașa Doamnei. Și este vrăstat cu bumbac. Deci el se asocia adesea cu bumbac la decorare. Este un mod arhaic de decorare, de ritmuri. Da? O alternanță cromatică ton în ton. Da? Bumbac alb în Vorangic galben. Și de asemenea fusta care este cea corectă pentru zona Doamnei, da? O fustă din candrel, țesută din... Vă felicităm, Doamnă, aveți costumul corect. Iar o felicit întreaga echipă de la Costumul, care în timp foarte scurt s-a organizat pentru acest eveniment. Lui nu-i pasă de nimic, chiar de iarna grea.
pentru că a făcut nu, timpul nu să stea în loc, ci să dea înapoi. Ne-am întors cu mult, mult înainte. Vă mulțumesc personal din tot sufletul. Noi așteptăm să invităm în față și pe doamna cu tablourile. Da, și... Doamna Luca este în sală, poartă o linie emoțională. Avem un artist. Un artist la 84 de ani. Uitați ce expoziție frumoasă ne-a organizat. Casa Țărănească. Și o rugăm pe doamna Luca să vină în față, să o cunoaștem. Vă rog să o aplaudați. Doamna Luca, care este îmbrăcată într-o cămașă veche din marchizet. În 1914 mi-a spus o pătrânică că a fost mireasă cu rochii din marchizet. Deci în 1914 marchizetul, o pânză din, de prăvălie, era deja pe piață și familiile înstărite o puteau cumpăra. Pentru că trebuia să ai bani să cumperi. Și este probabil o moștenire. Dar eu vreau să vă spun, vreau să spun ceva, pentru că v-am admirat tablourile. Casa Țărănească, dar dumneavoastră nu ați venit numai cu Casa Țărănească, ați venit cu satul, cu drumul până la casă, să am văzut și casele cu vecinilor, ați văzut și cu vecinii, și cu florile din casă, atât de multe flori în casă. Asta este casa dumneavoastră, așa-i? Vreți să vorbiți despre ea? Aveți emoții. Dar spuneți-ne la câte ai înscriut. Vă rog să o aplaudați. Am mai expus. Am expus la casa cărții. Gata, cu gata cu emoții, că suntem emoționați. Da, personale am 17 personale și restul am foarte multe colective. Ce să vă spun, am început să pictez. Ce? Ați început să pictați? La vârsta de 58 de ani. Da, pentru că... Am adus-o și am dorit să vorbim despre doamna Luca. Sunt foarte multe persoane ca dumneei, ca pe cei din sală să-i încurajăm, să onoreze atelierile noastre, că nu au să regrete. Da, ea a fost așa o surpriză pentru mine să văd aceste exemple de viață, aceste exemple, moduri de a trăi, care spun că mereu încep ceva, sunt începuturi la orice vârstă. Și unele suntem la vârsta, la vârsta maturității intelectuale și artistice. Abia acum oamenii pot să fructifice. Ceea ce au adunat în într-o viață pot să exprime acum. Vă felicităm și vă mărturisesc că sunteți dumneavoastră, dumnealor și ceilalți din sală, domnul Milică și atâția de aici care sunt exemple. Suntem foarte onorați să fim astăzi alături de dumneavoastră. Copiii se numesc... Guduița, pentru că este un fruct care ne reprezintă satul. Vrem să dăm tradiția copiilor, pentru că ei sunt cei care urmează și ei trebuie să învețe ceea ce ne reprezintă. Vă mulțumim frumos! Spațiu un pic amândus, sper să nu ne împiedicăm să ne descurcăm.
departe.